Salutări și bine te-am găsit! Eu sunt Denisa Micorici, profesor și artist caligraf și mă bucur tare mult că te găsesc azi aici. Dacă ești aici, înseamnă că te interesează să faci primul pas în caligrafie și asta mă bucură nespus. În videoul de azi am pregătit 3 pași care să te ajute ca să ai o experiență de caligrafie plăcută. Haideți să începem! 1. Ce înseamnă caligrafie pentru tine? La ce te gândești când spui caligrafie? Ce imagine ți se formează? Uite, pe mine, în 2017, când am descoperit caligrafia, m-au atras acele litere ondulate, elegante, armonioase de pe Pinterest. Pe mine m-a atras partea decorativă a caligrafiei, această expresie artistică a literelor. Poate că tu, când te gândești la caligrafie, te gândești la acele litere citeți, lizibile, ordonate, dintr-un caiet cu notițe, poate, o caligrafie care să te ajute în organizarea notițelor tale, o scriere de mână de care să fii mândră atunci când completezi nu știu ce documente sau în viața de zi cu zi. Dacă aceste litere te interesează, atunci orientează-te către materiale și cursuri despre îndreptarea scrisului de mână, despre această dimensiune funcțională a scrisului și nu cea artistică. Dacă, în schimb, te interesează dimensiunea artistică, haide să mai ramificăm puțin. Ce stil de caligrafie te interesează? E o întrebare foarte bună și e o întrebare foarte importantă pentru că determină ce vei învăța. Care stil al artei caligrafice, al acestei scrieri decorative te interesează? Care forme îți vin în gând? Întreb asta pentru că există o paletă largă de stiluri. Caligrafia a evoluat odată cu umanitatea și a luat diferite forme de-a lungul timpului. Aceste forme sunt grupate în stiluri. Un stil care are o popularitate foarte mare pe internet acum și stilul care m-a atras de altfel și pe mine este stilul de caligrafie modernă. Poate pe tine te interesează caligrafia englezească tip copperplate, caligrafia americană de tip Spencerian. Poate pe tine te interesează stilurile mai tradiționale, uncial, italic, poate stilurile din familia goticului. Sau poate te interesează abstractizarea prin caligrafia gesturală. E bine să știi, pentru că ce să vezi? Stilul pe care îl alegi determină și instrumentele de lucru pe care le vei folosi. Fiecare stil de caligrafie are instrumentele sale specifice. De aceea, alegerea materialelor de lucru e foarte importantă. Și o spun asta ca om pățit. Pentru că, după cum îți spuneam, pe mine m-au atras literele de pe Pinterest, acele litere de caligrafie modernă sau caligrafie copperplate. Eu eram studentă pe vremea aceea la filologie, la facultatea de litere. Nu am niciun background în arte plastice, așa că am văzut, mă interesează o scriere de mână, ok, haide să-mi iau un stilou pentru acea scriere, nu? După câteva căutări pe internet am găsit un stilou Rotring Art Pen. Nu uit nici până acum că se numea Art Pen. Și în mintea mea, de om care n-a mai trecut prin așa ceva, care nu a avut niciun contact cu caligrafia, cu scrierea de mână artistică, a fost, păi Art Pen trebuie să fie bun pentru ce artă vreau eu să fac, nu? Ei bine, am obținut un instrument de lucru în care forțam niște litere, niște forme, care nu erau pentru el. Și asta mi-a dat foarte multe bătăi de cap. Dar entuziasmul meu a rămas acolo. Am încercat și am încercat. Așa, oamenii apropiați mie au început să-mi dăruiască seturi de caligrafie. Seturi de caligrafie din comerț. Nu știam la vremea aceea cât de mare e umbrela a ce înseamnă caligrafie. Nu știam că sunt mai multe stiluri. Arta caligrafică nu are cine știe ce mare tradiție la noi în țară. Și eu, în ignoranța mea, nu am știut că toate acele instrumente din setul de caligrafie nu erau potrivite pentru tipul de scriere care mă interesa pe mine. Și asta doar a generat frustrare. Mă bucur totuși că nu am abandonat. Pentru că după asta mi-am făcut mai mult research și mi-am cumpărat în sfârșit un toc
și o peniță flexibilă. Asta m-a bucurat enorm. Și asta, dragii mei, ne duce la următorul pas, care e la fel de esențial și pe care, din nou, nu l-am știut. Sau am crezut eu că știu mai bine. Alege de unde înveți. Materialele de lucru nu fac magia. Am primit coletul acasă cu primul meu toc, prima mea peniță flexibilă și am zis, bun, haide! Trebuie să scriu acum, exact ca în postarea aia de pe Pinterest. Ce să vezi? Nu a funcționat așa. Doar pentru că am avut acum materialele acasă la mine, nu înseamnă că totul a decurs lin. Eu am învățat autodidact. Am crezut că va fi foarte ușor să-mi dau seama cum funcționează totul. Dar ce să vezi? Am luat tocul în mână cu penița. De ce nu curge cerneala? De ce liniile mele arată de parcă le-a călcat trenul? De ce totul arată atât de messy și eu nu pot să scriu o literă fără să mă împotmolesc în ceva? Ei, răspunsul, dragii mei, la asta, și l-am învățat pe calea grea, e că nu știam cum să mânuiesc instrumentul de lucru. E foarte important atunci când ai de-a face cu un instrument nou, mai ales unul atât de inedit ca un toc și o peniță. Trebuie să înveți cum funcționează ele. Trebuie să înveți să le stăpânești corespunzător ca să poți crea literele pe care ți le dorești. Trebuie să înțelegi ce se întâmplă cu literele alea pe hârtie, cum sunt ele create, care e filozofia care sunt în spatele instrumentului și care sunt principiile literelor. Dacă îți dorești ca literele tale, caligrafia ta, să fie una armonioasă, să fie una corectă, să fie una frumoasă, overall. Începând așa, a fost destul de frustrant pentru mine, având toate aceste mici obstacole pe care le descopeream tot pe parcurs. Dar mă bucur tare mult că am reușit să perseverez, că m-am ținut de treabă, pentru că odată ce înțelegi aceste lucruri, odată ce înțelegi cum să ții corect tocul în mână, care e tehnica de lucru, cum creezi literele și la ce să te uiți, totul curge mult mai lin. E nevoie de practică, dar măcar știi că ce faci e bine. Mă bucur că am păstrat acea dorință de a încerca vie, pentru că am descoperit în caligrafie, în primul rând, a fost modul meu de a lupta cu burnout-ul după sesiuni, dar am descoperit o activitate relaxantă în care am putut, pe durata sesiunii de practică, să fiu acolo, să mă concentrez pe hârtie, să nu-mi zboare gândurile care în stânga și în dreapta, la ce mai trebuie să fac, la ce n-am făcut, la aia și cealaltă, cum se întâmplă adesea în ritmul nostru cotidian de du-te vino. Mă bucur tare mult că am rămas acolo, am încercat și de la o sesiune la alta mi-am văzut rezultatele, mi-am văzut progresul, mi-am văzut evoluția și am fost mândră de ce am reușit eu să fac pe hârtie, eu cineva cu zero background în arte, eu care nu am avut niciodată o înclinație către arte și am putut să fac asta și în continuare reușesc să obțin chestii care mă minunează. Mă bucur tare mult de asta, sunt mândră de mine și sunt mândră și de tine, pentru că ești aici. În primul tău pas, înainte de a începe, sper că acest video ți-a fost util. Te invit să narrow things down până când găsești stilul tău, până când găsești instrumentele de lucru. Dacă mă întrebați acum dacă îmi pare rău că am început autodidact, da, îmi pare rău. Și spun asta pentru că mi-a luat mult până când să îmi dau seama de toate. Am crezut că voi putea, am putut până la urmă, dar mi-am făcut toată această călătorie creativă mult mai dificilă, mai dificilă decât ar fi putut ea fi. Și ulterior, când am început să iau cursuri pe alte stiluri, mi-am dat seama cât de ușor e și cât de plăcut, cât de relaxant a fost pentru mine să nu mai îmi bat capul cu toate întrebările care nu, ci să primesc direct răspunsurile, să fiu ghidată,
să mi se arate drumul și să știu că încet îl parcurg, încet dar sigur și nu mai îmi bat capul cu toate. Tocmai de aceea am creat și aceste materiale, seturile de caligrafie. Dacă te interesează caligrafia modernă, eu te pot ajuta cu setul de caligrafie pentru începători. Este un kit complet, tocmai ca să te ajute să ai o experiență cât mai plăcută de învățare. Am gândit kitul ca având atât materialele de lucru potrivite pentru tine, materiale de calitate, cât și informația. Manualul Ghidul Caligrafului Începător are toate acele lecții de caligrafie de care ai tu acum nevoie ca să înțelegi ce se întâmplă pe hârtie, cum ții tocul în mână, cum faci să creezi literele, cum ți le dorești, și caietele de practică în care să-ți construiești dexteritatea, memoria de lucru, care să te relaxezi seara exersând. Dacă totuși ți se pare că e un pas mare un set complet de caligrafie, dacă încă nu știi dacă e ceva ce ți-ar plăcea, dacă e ceva ce-ți dorești, poți încerca acest mini-ghid de caligrafie, care e un kit de bază cu instrumentele de lucru, hârtie și un mic ghid cu instrucțiuni de bază, tocmai ca să to have a taste of calligraphy, să vezi dacă e pentru tine, îți place, te fascinează și așa mai departe. Dacă te interesează stilul modern, dar e puțin prea intimidantă caligrafia cu penița, poți oricând să încerci caligrafia artistică cu brush pen-ul. Pentru asta poți arunca o privire și peste setul de brush pen lettering. Ce să mai spun? Mereu mă lungesc. Vreau să-ți ofer cât mai multe informații pot. Sper că acest video a fost util pentru tine. Dacă da și ai păreri de împărtășit cu mine, te aștept în secțiunea de comentarii. Dacă ești prima dată pe canal, de asemenea, aruncă o privire peste playlisturile de aici. Sunt sigură că vor fi utile pentru tine. Avem proiecte caligrafice pe care le facem împreună pas cu pas. Avem o serie pentru începători care sper să-ți fie utilă. Abonează-te la canal, apasă și pe clopoțel ca să primești notificări când postez și să fii pe fază. Mă bucur că ești aici, nu lăsa pasiunea și curiozitatea ta pentru caligrafie să moară. Go ahead, find your style, have a taste of calligraphy.